fie Q un număr real și șirurile AN egal cu Q la N. Da? Și BN egal cu o sumă din AK, pentru K de la 1 la N. Da? Ăsta ce înseamnă? Este A1 care este Q plus A2 care e Q pătrat până la Q la N. Da? Asta e suma termenilor unei progresii geometrice, dar atenție că asta, dacă Q este diferit de 1, da? Atunci suma primilor n termeni într-o progresie geometrică este cine? Primul termen, că e de la Q la 1. Ori rația minus, la n minus 1 pe rația minus 1. Deci asta dacă Q e diferit de 1. Dacă Q e egal cu 1, cât este B? Nu mai merge asta că aveți 0 la numitor. P este 1 plus 1 plus 1 egal cu N. Deci ăsta e șirul BN la mine, da? Bun, și acum ia să vedem ce îmi cere. Zice așa. Dacă Q este între 0 și 1, deci în primul rând stai să le scriem care sunt șirurile noastre. Deci AN este Q la N, iar BN egal cu, repet, cu Q ori Q la N scăzut 1 pe Q minus 1, dacă Q e diferit de 1 și este N dacă Q e egal cu 1, da? Și zice, dacă Q este între 0 și 1, șirurile AN și BN sunt descrescătoare. Păi, odată Q la N este descrescător că este exponențială cu baza mai mică ca 1. Știți că A la N, dacă A e mai mic ca 1, e descrescător, dacă A e mai mare ca 1, este crescător. Evident, și mai mare ca 0, da? În primul rând, da, și este între 0 și 1, este pozitiv. Deci ăsta este descrescătoare, că pentru Q egal cu 0 este șirul constant 0 la N, care normal că și crescător și descrescător, pentru că egal cu 1 este constant, deci e și crescător și descrescător, însă nu știu BN-ul. Păi hai să vedem, dacă Q egal cu 1, pe BN-ul este N, care este crescător, deci nu merge, da? Deci A1 nu merge. AN este convergent dacă și numai dacă BN este convergent. Păi, ca AN-ul să fie convergent, ca limită din AN să existe, atenție, Q trebuie să fie între minus 1 și 1. De ce? Că dacă Q e mai mare ca 1, un număr mai mare ca 1 la infinit, se duce la infinit. Dacă Q este mai mic ca minus 1, dacă e 1 este constant, stați că avem și constanta, da? Minus 1, 1 închis aici, un șir constant este automat convergent. Dacă Q e minus 1, este șir alternat. Minus 1, 1, minus 1, 1, că e minus 1 la o putere, deci nu e convergent. Iar dacă e mai mic ca minus 1, un minus A la puterea N, din nou este alternat, că e minus plus, minus plus, deci nu este convergent, da? Ca BN să fie convergent, păi hai să vedem, păi uite, a zis că A e convergent dacă și numai dacă BN e convergent. Păi nu, că dacă Q e egal cu 1, BN este egal cu N, și limită din N este cât infinit. Deci nu este convergent. Deci nici B1 nu merge. Dacă AN... Haide, capul meu. Dacă AN este mărginit, păi la ce ca AN-ul să fie mărginit, uitați ce se întâmplă. Q unde trebuie să fie? Odată am văzut că între minus 1 și 1 este convergent, de orice șir convergent este mărginit, dar și în minus 1, chiar dacă este, nu e convergent, dar e șirul alternat minus 1, 1, minus 1, 1. Prin urmare este mărginit, deci iată că Q trebuie să fie între minus 1 și 1. Dacă Q e mai mic ca minus 1, el se duce pe impar și pe par, se duce la minus infinit, la plus infinit, dacă e, spre exemplu, minus 2 la N, minus 2, 4, minus 8, 16, da? Deci nu este mărginit. Hai să vedem când ar fi BN-ul mărginit. Păi din nou, uite, că dacă AN este mărginit, Q poate să fie și egal cu 1, ori șirul BN nu este mărginit. Pentru Q egal cu 1, deci nu merge nici C-ul. AN și BN sunt convergente dacă și numai dacă Q mai mic sau egal cu 1. Păi am văzut că pentru Q egal cu 1, BN egal cu N. Da? Care 1 e mai mic sau egal cu 1 în modul, deci nu este convergent. EU
sunt mărginite dacă, ia stai să vedem asta în primul rând, F-ul. Pe A e neconvergent. A, dacă și numai dacă Q, modul din Q mai mic, A, A N și, că sunt legate prin amândouă. Deci eu știam că A N este convergent, este convergent dacă și numai dacă Q este între minus 1 și 1, da? B N-ul, atenție, pentru Q egal cu 1 nu e convergent, dar dacă Q este în modul mai mic ca 1, cât este limită din B N? Păi un număr mai mic ca 1 este între minus 1 și 1, este să duce la 0, deci îți rămâne cât limita? Minus Q pe Q minus 1. Deci iată că și AN și BN amândouă să fie convergente, dacă și numai dacă modul din Q mai mic ca 1. Hai să vedem asta. Din nou, AN și BN sunt mărginite dacă modul din Q mai mic ca 1. Păi nu, că pentru Q egal cu 1, iată BN era nemărginit. Deci, într-adevăr, mi-a rămas numai F.